Salutare! Astăzi vorbim despre chirău și una din metodele ecologice pentru a scăpa de el. Să trecem la treabă! Chirăul este extrem de greu de combătut prin metode ecologice. În același timp, întârzie dezvoltarea normală a plantelor, concurând cu acestea pentru apă, lumină și elemente nutritive, dar și contribuie decisiv la diminuarea cantitativă și calitativă a producției obținute. Așadar, totul este simplu, avem nevoie de carton și paie, așternem pe parcelă cartonul, iar deasupra presurăm paiele. Este important între carton să nu rămână spațiu. Această metodă ecologică defavorizează mediul prielnic pentru dezvoltarea chirăului, lipsindu-l de două elemente importante, lumina și aerul. Iată, am găsit aici un loc unde a rămas loc liber, da, din cauza vântului. Deci câteva fire verzi, însă de sub, ia uitați-vă cum este, aici tot era unul lângă altul, era chirău, da? Deci s-a uscat. Acum vedem cu rădăcinele mai târziu.